Salutare, prieteni, și bine sunt la un nou video pe canal. După cum vedem, avem un nou environment. Da, lucrez cam de o săptămână la el. Se vede pe aici. Am acoperit o gaură destul de mare. Casa este de acum 100 de ani. Avea un foișor, să zic așa, unde băgai lemne ca să te încălzești. Mă rog, am scos ceea ce era înainte și am acoperit. Bineînțeles, m-am oprit cu tapetul, dacă observați în spatele meu. M-am oprit în a pune tapet pentru că pur și simplu a trebuit să acopăr gaura, să se usuce ceea ce am pus eu acolo și de-abia pe urmă să continui cu tapet. Camera era o cameră de depozitare, să zic înainte, dar din fericire am reușit să o fac man cave-ul meu, între ghilimele. Și astăzi, după cum ați văzut în titlu, începem seria cu Proxmox, începem prin a vă arăta cum se instalează Proxmox. Am făcut eu aici câteva chestii, sunt foarte, foarte fericit pentru că mi-au venit unele piese pe care le-am comandat. Mi-au venit mai exact 13 SSD-uri de la Samsung, da? 13, 4 tera, 2 tera, asta le vom vorbi într-un video viitor. Avem un nou procesor, după cum observați sus la ceas aici, este limitat la 2,2 GHz pentru că vă spun sincer că am o problemă. Problema este că eu am un I/O de la culoare masă de 360 mm și vă spun sincer, nu face față, da? Deci nu îl răcește. Așa bestie mi-am luat, să zic așa. Haideți să vă arăt și ce procesor avem. Avem un Ryzen 7 5800X, mai exact, haideți să vă arăt și aici. Da? Deci Ryzen 7 5800X este oprit la 2,2 GHz. Dacă îi scot limitarea, să zic așa, să zicem, uite, mă duc în normal, da? Cu ventilatoarele, atenție, cu ventilatoarele în maxim, deja am ajuns la 50 de grade, adică e ce să zic, n-am cuvinte. Trebuie să-mi găsesc neapărat o răcire și da, așa că l-am oprit la 2200 de giga, 2,2 GHz până când o să-mi iau o răcire. Cam asta este noutățile care au fost, așa că haideți să-i dăm drumul la tutorial. Eu mi-am făcut aici cafeaua, da? Este ora 7 și 14 minute, este dimineață, mă chinui, vă spun sincer, de azi noapte, de la ora 8, mă rog, de aseară, de la ora 8, m-am chinuit până la ora 2, nu am mers, acum am urmat un tutorial, cred eu că va merge să îl instalăm, așa că hai să mă stăm pe avea și să-i dăm drumul. Cum ziceam, este un environment nou, încă muncesc la el, ba chiar mai mult mi-am luat și o să mai iau în curând câteva chestii. De exemplu, avem și o lumină ambientală în stânga, da, este pusă pe mov în momentul de față, bineînțeles pot să o pun pe verde, pot să o pun pe roșu, practic pe orice culoare o pot pune, mie mi-a plăcut mov-ul ăsta așa. Lăsați într-un comentariu ce părere aveți voi și cam ce lumini ambientale vrea să luăm. Aici, să încerc eu să dau camera mai la stânga. Aici avem iMac-ul din 2009-2010 care rulează Linux Ubuntu. Super, super Linux. Am încercat să instalez Proxmox-ul pe el. Din păcate nu merge. Da? Bun. Intrăm pe Proxmox, uite, intrăm pe Google Chrome, bă, dar prost sunt. Eu încă mă trezesc, așa că nu mi-o luați numele rău. Da? Și avem aici Proxmox, intrăm pe Proxmox ca să îl descărcăm. Înainte de a începe, vreau să vă explic de ce este bine să avem un Proxmox, de ce este bine să facem chestia asta. Păi, în primul rând și în primul rând, dacă voi, de exemplu, aveți, să zicem, 3 laptopuri sau 3 calculatoare sau un laptop și un calculator prin casă, care sunt destul de vechi, atenție, destul de vechi. Voi puteți să faceți, să zicem că aveți un dual core
cu 4 GB de RAM pe un laptop și mai aveți încă nu știu, un quad-core cu 8 GB de RAM. Deci o să aveți cum avea un hex-core, da, 6 coruri, cu 8 cu 4, 12 GB. Da? Voi puteți să folosiți ca și mașină virtuală, da? Unul singur, deci un singur calculator, dar legat la două resurse de la amândouă. Și o să aveți cum ar fi un 6 core-uri cu 12 GB de RAM. Ceea ce este bine, pentru că dacă stați să vă gândiți, majoritatea oamenilor sau da, majoritatea oamenilor au un dual core prin casă, sunt destul de vechi procesoarele și na, eu zic că este bine, poți să le legi, poți să le și 100 de calculatoare și să le folosești ca unul singur, unul la mână, doi la mână, ceea ce fac eu acum, acest environment, este folosit și la GeForce Now ca și virtualizare, pentru că vă dați seama, nu se duce omul ăla cu laptopul la fiecare server să-l facă și pur și simplu le leagă pe toate în serie și le configurează de acolo. Ceea ce mi se pare mind-blowing, unul la mână, doi la mână, gândiți-vă că ăsta este următorul nivel de virtualizare, pentru că sunt două niveluri în lumea asta. Nivelul 1, adică legat de hardware, care folosește toate resursele hardware-ului, soluția pe care vă arăt eu acum, și level 2, cum ar veni, care folosește software. Aici mă refer la Parallel Desktop, îl avem aici, VirtualBox, VMware, etc. Da? Deci are level 2 pentru că el face sharing cu un alt sistem de operare, dar level 1 nu va face niciodată sharing, el va folosi resursele. Ceea ce fac eu acum este greu, pentru că dacă stați să vă gândiți, eu o să instalez un Debian sau, mă rog, la sfârșit de tot o să instalăm o distribuție de Linux, macOS-ul nu va fi în acest clip, și va fi acel Debian într-o mașină virtuală care este într-o mașină virtuală, da? Deci este în Promux, Promux este în mașină virtuală și până la urmă, dacă stați să vă gândiți, eu am tot o mașină virtuală, încă o mașină virtuală. Deci, practic, Debian va rula într-o mașină virtuală, într-o mașină virtuală, într-o mașină virtuală. Deci, în 3 mașini virtuale. Ceea ce este wow. În fine, haideți să-i dăm drumul. Pregătiți-vă cafeaua, eu mi-am pregătit-o. Și să începem. Dăm download, Promux Environment, Virtual Environment, dăm click pe el, ASO Image, și eu am aici versiunea 7.1.2, dați download și cam atât. Eu am descărcat-o pentru că știți că am internetul foarte slab, nu mai stau. Mă rog, îl scrieți pe stick cu balena Acer dacă sunteți pe Linux sau pe Mac, sau cu Rufus dacă sunteți pe Windows. Bine, și pe Windows când merge cu balena Acer, dar în fine. Am făcut eu aici o mașină virtuală. Am scos floppy, da? Și după cum observăm, noi am dat VBox VGA, storage, pe noi ne interesează la network. Aici este cea mai mare pain in the ass, deci eu reușesc să-l instalez fără nicio problemă. În schimb, la network, pe mașină virtuală, este foarte iurea și vă zic mie și de ce. Normal, el vine NAT. NAT adică să împartă conexiunea între noi. Dar mie nu-mi trebuie NAT. Mie îmi trebuie să pot să mă loghez pe sistem. O să vedeți imediat despre ce vorbesc. Și ei zic acolo la ei pe forum, la VirtualBox, cum că N0 ar trebui să pun, sau N1 adaptorul de Wi-Fi. Mă rog, Wi-Fi-ul de fapt, nu adaptorul. Nu o să folosesc Wi-Fi, o să folosesc direct cablu, pentru că K4 este conectat în momentul de față atât la Wi-Fi cât și la cablu. Așa că o să dau OK. Băi, sper că n-am modificat nimica. Ia să ne mai uităm încă o dată. Nu, n-am modificat nimica. Și haideți să-i dăm start și să vedem cum se instalează. Bun. Haideți să dau și eu un view screen, full screen. Așa. Și avem noi aici Welcome to Promux Virtual Environment. Avem prima opțiune Install Promux VE Virtual Environment, adică Install Promux VE Debug Mode, Rescue Boot și Test Memory. Vom alege prima versiune. Da, și până când se încarcă,
Eu sper să vă placă noul environment, sper să vă placă cum vreau să-l fac. Mai întâi punem acel tapet alb și apoi mai venim cu ceva. Vreau să iau niște tablouri 3D. Văd că mi-a luat 1216835. Văd că mi-a luat. Ceea ce este bine. Țineți minte 168035, da? Până atunci haideți să faceți și noi un text document aici. Go utilities și aveam pe aici alte script editor. Nu script editor, mă. Unde naiba era? Băi, urât e, pentru că am reinstalat sistemul, uite, text edit. Am reinstalat sistemul și vă spun sincer că este foarte, foarte aiurea. Și avem 112 168 035 parcă era, nu? În fine, mergem mai departe. No support for KVM virtualization detected. Check BIOS for Intel VMD. Ok, nu am activat ceea ce trebuie. Nicio problemă. Hai să încercăm să îi dăm. Unde era? Da, nu am bifat, după cum vedeți, virtualizarea. Da? Ceea ce este un pic aiurea. Dar nu este nicio problemă. Haideți să mergem mai departe. Cât timp citim această temenii și condițiilor, bem o gură de cafea și dăm agree în dreapta jos. Aici voi o să aveți discul. Discul poate să fie de la 250 de giga sau 120 de giga până la, nu știu, dau un exemplu, 10 tera. Este fix problema voastră. Ideea este că eu o să am, i-am alocat doar 20 de giga. O să-l selectez pe ăsta, mi-a detectat automat limba, locația, etc. Dăm next. Da, știu că mai face anumite flash-uri, Proxmox-ul. El normal nu ar trebui accelerare grafică, eu i-am dat, cam asta e ideea. Acum avem administration password. Administration password, haideți să fac eu camera asta un pic mai mică ca să mă vedeți voi mai bine. Așa, administration password este faptul că voi veți folosi această parolă la toate sistemele, atenție, toate sistemele însemnând dacă veți să instalezi Windows în Proxmox, va trebui să folosești aceeași parolă. Dacă îți instalezi Linux, la fel, aceeași parolă. Dacă îți instalezi Mac, aceeași parolă. Deci, practic, vei folosi cam aceeași parolă peste tot. Da? Și o să dau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De ce bag până la 8 și nu bag 1 de cum bag eu de obicei? Pentru că trebuie neapărat 8 caractere. Și o să pun măta mare, aron, suspectumare.ro. E un email fictiv. Gândiți-vă că voi trebuie să aveți mailul vostru, de ce? Poate nu sunteți acasă și hop, țop, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu sistemul, primiți mail. Mergem mai departe aici. Vedeți ce vă ziceam eu? Cât de complicat este. Avem aici hostname-ul, IP address, gateway-ul, DNS-ul, etc. Băi, e aiurea, pentru că dacă ești pe direct ca și calculator, n-ai nicio treabă. Dar dacă tu ești deja într-o mașină virtuală și încerci să-l mai bagi încă într-o mașină virtuală, e foarte aiurea. Ei zice aici că ne dă 168035. Da? Bun. Dăm next. Ideea este ca să-ți vadă placa de rețea. Nici o problemă. Și dăm install. Acum cât timp se instalează? Credeți-mă că se instalează foarte repede. Pe calculatorul meu a durat, nu știu, undeva la 2 minute, ceva de genul. Mă refer de când i-am dat start, da? Până atunci bem o cafea. Și deja este la jumătate, după cum vedeți. Și vreau să vă zic așa, după cum observați, băi, este Debian, băi, e bazat pe Debian, mă, nene, mă. Cât de versatil este Debianul ăsta, cât de versatil este Linux-ul, mi se pare genial. Și am încercat să instalez Proxmox-ul pe drăcia aia, pe iMac-ul ăla din 2009-2010, ceva de genul e. Are doar 2 GB de RAM și un Intel duo core. Cred că o să folosim
display-ului în viitor, adică gen să scap eu de un monitor și să folosesc ăla. În fine, mai întâi trebuie să-mi iau eu placa de video și am terminat cu calculatorul meu. În fine, și nu merge, tată. Bă, nu merge, nu vrea nici de al dracului să pornească. Deci, nu știu. Aici am Pepsi ca să se înțeleagă. Așa trebuie să se instaleze. Da, probabil să ziceți, bă, aici n-ai tăiat partea asta. Sau fast forward. Nu am tăiat-o și vă zic sincer de ce. Pentru că nu mai vreau să mai au discuții. Bă, că nu știu ce, că nu știu cum. Da. În momentul de față, că am uitat să specific, că folosim ca și webcam un iPhone 8 Plus. Și, haideți să vă arăt diferența între o cameră normală, web, da? Haide, mă, aprinde-te. Cam așa este o cameră web. Deci, diferența e colosală, pot spune. Trebuie să o ridic mai sus. Uitați-vă și voi. Vai de capui. În fine, nu-mi place deloc cum se vede ca și webcam. Este un Logitech mai vechiuț. Dar, da. O să-mi comand o cameră Full HD sau chiar un aparat special, mă refer un Sony. Nu știu deocamdată, ideea este că am prioritizat calculatorul meu, trebuie să-mi fac. Mai am de cumpărat o placă video 6700, nu, 6900 XT de la AMD. Da, o să merg pe AMD pentru că eu sunt cu Hackintosh-ul în momentul de față. Nu prea vreau să plec de pe Hackintosh și am motivele mele, doar că... Nu vreau să mai fac atât de multe clipuri legate de macOS pentru că m-a tras de urechi data trecută, domne, că nu știu ce, că nu știu cum. Bun, avem automatic reboot în o secundă. Văd acolo 192.168.035.8006. Dacă merge, ar fi perfect. Dăm F12 și îi dăm să buteze după hard. Avem aici advanced option, memory test și dăm prima opțiune. Proxmox VE GNU Linux. O dăm. Să sperăm că merge. Ne ținem pumnii. Bă, se pare că a mers. Hai să vedem. Și avem... să mut eu camera ca să vedeți voi. Da? Nu merge... Nu merge să dau... Să măresc fontul. Ideea că ne zice să ne logăm pe browser ca și ia, să încerc eu să fac să scoate pe full screen, poate. Poate se vede. Da, zice, ideea că ne zice să ne logăm pe browser 192.168.0.35. Practic asta va trebui să facem. Voi gândiți-vă că chestia asta, să zicem, ați instalat Proxmox-ul pe calculator, foarte simplu, luați un telefon. Vă scrieți pe IP-ul ăsta, bă, cât e atâta, e atâta, e atâta, e atâta. Da? Și faceți totul de pe telefon, nu trebuie să mai faceți nimic în plus. Da? Haideți să deschid eu ăsta și scriem aici 192, nu, înainte de 192 punem HTTPS. Atenție, HTTPS, da? 192.168.0.35 8006, da? 2.8006, exact cum este acolo, atenție. Și dăm Enter. Wow! Perfect! Perfect, perfect, a mers. Fac și eu ăsta mai micuț și ăsta mult mai la stânga ca să se vadă perfect. Atenție! Mașina mea încă îmbrulează în background. Și aici ne zice, bă, că nu ai secure pe el. Nu este nicio problemă, da? Visit websites. Visit website. Bun, Progmox. Mamă, ce bine. Ce bine, ce bine, ce bine. Și avem aici username. Username-ul este root, iar parola care ați băgat-o voi mai devreme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da? Language. Ce language vreți? Nu avem română. Și dăm login. Și acum o să vedeți aici no valid subscription. Stați liniștiți, este gratuit totul. Da? Bun, cam nu acum. Cam așa arată site-ul.
da? Avem status, standalone node, no cluster defined, adică nu avem mai multe calculatoare unite, online 1, virtual machine 0, pentru că nu am făcut niciuna, și LXC container 0. O să pun un pic de pauză la astea, că o să-mi trebuiască netul. Și cam asta este. După cum o să v-ați dat 4 coreuri, da? Ținând cont că, virgulă, calculatorul meu este limitat, să vă arăt, să pun asta mai jos. Calculatorul meu este limitat la 2,2 GHz, totuși, în momentul de față, nu consumă mai nimic. Da? Iar memory usage a sărit pentru că a butat, da? Dar acum credeți-mă că o să scadă. După cum observați, din RAM îmi consumă cam 1 giga, deci 1 giga îl pierdeți, da? Și ca și spațiu 2,47. Și după cum vedeți, avem 4 CPU-uri cu 0%. Da? Cluster. În caz că mai vreți să mai conectezi încă un calculator, dai create cluster, scrii numele și IP-ul care îl are clusterul și cam asta este. Deci dacă vreți să conectezi mai multe calculatoare. Bun, avem aici local LVM și local PVE. Eu i-am alocat foarte puțin, ca să înțelegeți. I-am alocat 20 de giga, ceva de genul, da? Și ne zice aici cum și ce în fel. Bun, haideți să uploadăm repede un ISO, ca să vedeți cum facem chestia asta. Am descărcat eu aici Debian util, pentru că, deci am descărcat Debian pentru că este foarte micuț. Da? Țin cont că este o rețea locală, merge totul repede. Task OK, da? S-a uploadat. Băi, nu știu cât de bine se vede, sper să se vadă bine. În fine. Și avem aici sus Create VM sau Create City. Ce înseamnă City? City înseamnă Create Containers, da? Containers, presupun că știm și noi de la tutorialul meu în care v-am arătat cum să instalați Spyhole. Containere sunt practic scripturi micuțe care vă ajută foarte mult, dar poți să rulezi și distribuția, am să vă arăt imediat. Haideți să creăm un VM. Un VM înseamnă Virtual Machine. Și avem aici, general, PVE, nodul pe PVE, care nod? De exemplu, vei pe calculator, care, pe care calculator? Sau dacă le vrei pe amândouă, după cum observați, avem 0,03%. Nume. Nume o să punem Debian OS, ca să știm noi. Da? Debian. Dăm next. Avem aici cum? De unde să luăm noi ISO-ul? Avem local, pentru că l-am ales, și îl selectăm, da? Deci, atât, pur și simplu atât. Nu trebuie să vă faceți griji de cine știe ce. Sau, bineînțeles, dacă ai calculatorul și vrei să folosești Psychical Drive, poți să bifezi chestia asta și să îl selectezi, da? Deci am ales sistemul, pentru că l-am luat mai devreme, dacă vă aduceți aminte. Ca și sistem, avem graphic card. Ce graphic card vreau să-i aloc? Păi vreau să-i aloc toată. Ok, dăm default. Pe ce mașină? Pe Q35. Q35 este mașina pe care rulez eu în momentul de față, adică VirtualBox-ul, da? Restul lăsăm așa, n-ai treabă. Disc, cât spațiu vrei? Păi vreau, nu știu, dau un exemplu. Vreau 15 giga, dau un exemplu, da? Bandwidth, cât vrei pe lună? De exemplu, faci la un copil, nu știu, dau un exemplu, un mini calculator, da? Să zicem că îi lei și lui calculatorul ăsta. Și pe omă de aici tu îi dai acces. Și să zicem că tu îi vrei, nu doar, mai mult de 10 giga nevoie pe lună. Dau un exemplu, da? Se poate. Așa, asta cu bandwidth se folosește, atenție, și la GeForce Now, la VPN-uri, la etc. Știți despre ce vreau să vorbesc. CPU-uri, câte? Păi o să-i dau două și dau cu două, da? Pentru că, na. Memory, îi dau, eu am 8 giga, nu? O să-i dau un 4 giga. Așa. Next, network, cum vreau? Normală, da? Paravirtualizată. Pot să-i dau non-network device. Next, este ok, finish. Și gata, s-a creat. Cum o pornim? Păi, cum o pornim? Sunt curios. Păi, dacă ne uităm aici, noi avem 100. Da?
Păi, și cum o văd? Haide, mă. Start. Start, ok. No VNC, da. Din păcate nu o putem porni pentru că nu ne dă nouă virtualizare. Dar, haideți să încep prin a opri asta, să vedem dacă merge. Pentru că dacă vă aduceți voi aminte, la început eu nu am făcut virtualizarea pe VirtualBox, da? Reload settings. Bun. Și o să-i dau asta și o să-i dau OK. Și să sperăm că funcționează în continuare. Dacă nu funcționează în continuare, am cam belit-o. Dacă înțelegeți ceva să vă zic, da? Așteptăm să pornească. Practic, noi avem nevoie doar de a să buteze și pe urmă îl putem lăsa în bară. Nu avem nici o treabă. Da? Dar gândiți-vă că este, ia, ci că ar fi butat. Dăm și noi un refresh. Este connecting. Da, tot nu funcționează pentru că a pornit fără această problemă. În fine, asta este, nu este nicio problemă. Mergem mai departe, da? Ați înțeles ideea, da? Repet, nu mergem în momentul de față pentru că eu rulez deja într-o mașină virtuală, într-o mașină virtuală, într-o mașină virtuală. Practic sunt trei, da? Chiar dacă aș da start, nu merge. Dar, de exemplu, stai că merge. Ia uite asta, Linux. Ce face de bobița? Hai să-i dăm graphic install. Așa. Bă, vreau să fac și eu asta mai mare. Așa și să mut camera asta mai jos ca să se vadă bine. Da? Și, de exemplu, vreau, nu știu, vreau view only, vreau local scaling, vreau ca și taste și opri, da? Hai să instalăm. Mamă, dar ce bine merge. Pe bune, merge chiar bine. Și chiar nu mă așteptam să meargă atât de bine în atâtea mașini virtuale. Da? Bineînțeles, noi acum dacă vrem, noi putem să creăm în continuare, să zicem că avem, nu știu, Windows. Pac, am abordat ISO-ul, am creat, pot să instalez chiar 2, 3, 4, 10 sisteme de operare în continuare, doar dacă, atenție, doar dacă avem resursele necesare. Da? Pentru că în momentul de față, haideți să ne ducem aici, iau uitat CPU-ul nostru, da? Nu a consumat cine știe ce. Păi chiar nu a consumat, adică chiar nu. RAM usage 21%, da, din tot. CPU 0,79. Păi este ok. Este ok, da? Bun, hai să ne ducem înapoi la asta. Bineînțeles, până și citește toate alea, durează, așa că mai bem o gură de cafea. Sănătate! Chiar mă bucur că a ieșit. Că mi-a ieșit pentru că până acum, wow, a fost, credeți-mă că mi-a fost foarte greu. V-am zis, m-am chinuit de seară până pe la vreo două noapte, am încurcat și pe urmă m-am trezit acum la 6:30 că a plecat soția la muncă și zic, bă, hai să mai încerc o dată, hai să mai încerc încă o dată. Și credeți-mă că eu am filmat toate chestiile astea. Deja avem 28 de minute. Da, este un tutorial lung, din păcate nu am ce să fac. Da? Știu, nu este bine că fumez, nu fumați, dar credeți-mă că la cafea intră foarte bine o țigărică. Configurei network, nici nu-mi bat capul. 1, 2. 1, 2. Alex. Continue. Alex. 1, 2. 1, 2. Continuă. Da? Și cam așa se instalează. Până atunci, haideți să facem create CT. De fapt, stați un pic ca să-i dau direct să instaleze și pe mâine să ne facem treaba. Haide, mă. Entire disk, 16 GB, că atâta ți-am dat, pentru că eu am avut 20 GB, e normal, ți-am dat puțin. Da.
provide these changes, da. Și acum sper că o să mă pun să îmi aleg desktop environmentul, nu? Nu. Bun. Se instalează, da, se instalează. Acum avem aici Create City. Create City înseamnă container. Frumusețea la container este, de exemplu, dăm hostname Ubuntu. Deci eu pun Ubuntu, o să vedeți imediat. Password. Punem 1, 2. 1, 2. Da? Bun. Dăm, ce mai trebuie să mai fac? Să mai știu. A, nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bun, dăm next. Și acum avem aici template. Local? Bă, nu știu. Dar, nu este nicio problemă. Pentru că noi nu am uploadat niciun template. Nicio problemă. Ne ducem aici, la PVE, la mașina noastră. Not now. Și ne ducem la... local PVE, la CT templates, template, și de aici vă puteți voi alege ce sistem de operare să ruleze. Și o să vreau să ruleze, nu știu, dau un exemplu. Uite Arch Linux. Hai, băgăm Arch Linux. Hai să băgăm repede Arch Linux. Download. Se descarcă 179 de mega. Da, durează. După cum știți, internetul meu merge prost. O să încerc să îi pun o pauză și revenim imediat. Încă se descarcă. Am închis asta. După cum observați aici jos, încă își face statusul. Voi nu-l vedeți, dar vă arăt. Este cu loading. Internetul meu merge mai prost. Nu am ce să fac. Hai să vedem Debianul nostru cum se descurcă. Se instalează sistemul fără nici o problemă. Da? Download, încă e pe download. Nu avem nicio treabă. Da, trebuie să așteptăm. Aproape că s-a instalat sistemul și mă uit aici, mai durează 93 de secunde, adică 1 minut jumate. Sper să, da, să fie ok. Tot 93, bine, nu-și face refresh din secundă secundă. Bun. Și așa să vedem noi aici. Scanning, așa, bla, 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 bla. You have an option to scanning. Scanning extra, nu. Continuă. United Kingdom, Debian, continuă. 57 de secunde mai are Arch Linux, da? Continuă. Hai, mă, pe bune. Merge internetul foarte greu și îi dă timeout. De ce? Pentru că eu iau din Proxmox-ul meu, dau un Mac, Mac-ul dă în Proxmox, în virtual machine, Proxmox-ul se duce în download, uite că s-a descărcat și asta, dă în ala și dă un timeout la un moment dat, pentru că e normal, da? Bun, haideți să creăm repede CTO până atunci. Deci, cum am făcut mai devreme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da? Hostname punem Arch, da? Next, template Arch Linux Base, next. Și să vedeți cât de repede pornește toată chestia asta, da? Next, CPU-ul o să-i dau 2, nu contează, iar memoria o să-i dau, hai, un 2 giga. Cu un swap de 1 giga. Nu? Eu așa zic. Ethernet 0, static, etc. La, 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 la. DNS nu ne interesează. Confirm, finish, create. Deci fiți atenți cât de repede merge totul. Da? Sunt wow. Ăsta ce are, mă? Da, the continue without mirror. Da. Yes. Ca să nu mai stau să mai îmi bat eu capul. Bun. Și după cum observați, în stânga avem 101 arci. Ce înseamnă asta? Că avem un Arch Linux care va rula. Dacă ar vrea, anul ăsta. Ia să vedem noi ceva.
Și uitați grafica, CPU usage 19%, 34% cel mai mult mi s-a dus, da? Memory usage 7 giga din 8 care am alocat, ceea ce este ok, da? Bun. Hai să-i dau start. CTU already running, da, scuzați. Arch Linux login. Root. Root 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stați două secunde să vedem ce face asta. Participă la survey, nu. You are not. Haide mă. Connected. Da? Și în momentul de față, după cum observați, avem un mini server de Arch Linux. Da, ați auzit bine? Un mini server de Arch Linux, cum observați. Avem și un Debian care rulează în același timp. Dăm OK. Iar noi avem un CPU usage de 34% și acum, bineînțeles, avem un 13% și cu memoria de RAM undeva la 3 giga. Deci gândiți-vă că eu rulez două sisteme în momentul de față și totuși nu papă foarte mult RAM. Și acum gândiți-vă dacă ați fi avut, să zicem, două sau trei calculatoare unite, da? Practic ați fi avut foarte un calculator foarte puternic, nu? Hai, după cum vedeți, ăsta merge. După cum vedeți, ăsta încă se instalează pentru că, na, este Debian, e normal. Așa. Select and install software nu o să avem pentru că am dat fără network. Nu? Deci nu o să avem ce. Installing group loader. Vreau să termin de instalat, să-i dau un reset, dar nu știu dacă va merge pentru că nu i-am selectat noi cu ce să install group, da. Aici. Hai odată, mai repede. Pentru că avem deja aproape 40 de minute. Da? Deci eu sunt super, super mulțumit. Sunt super, super mulțumit că mi-a luat, că am mers și că am putut să vă arăt, pentru că foarte multă lume mi-a cerut tutorial cum să-l instalați. Ei bine, voi îl instalați pe calculatorul vostru, pe principalul, și pe urmă puteți să luați o tabletă, un telefon și faceți configurările din telefon și de-abia pe urmă, bum, când îi dați boot-ul, voi puteți, hai să vă arăt și aici, cu butarea. Nu aici. La option parcă era boot order, da? La boot order nu-i mai dați să buteze după scazi, cum a venit, după virtualizare. Îi dați normal, acum nu pot pentru că este în start mașina, da? Dar voi selectați din BIOS, bă, unde, ce vreau să buteze? Vreau să buteze, la un exemplu, Debianul. Pac, am selectat partiția cu Debian și BIOS-ul vostru va buta direct Debianul. Chiar dacă el, Debianul, va merge în background cu Proxmox, da? Deci nu vă faceți griji de chestia asta. Hardware, ia să vedem. Avem 4 GB, i-am alocat. E super, super ok. Installation is complete, so it's time to boot in your new system. Hai să vedem. Se dă restart. Proxmox, după cum vedeți. Exact așa o să vă apară. Da? Am dat enter. Welcome to Grub. Și-a luat placa video. Și avem Debian login, da? Iată-mă. Așa, Alex 1, 2. Parcă am pus, nu? Da. Un name is A. Sudo apt-get install h nu neofetch. De ce pun sudo? Că sunt deja root. Cred. Sudo su. Exit.
root 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bine, eu am instalat Debian, nu știu, fără root 1, 2, parcă am pus, nu? Da. Apt-get install neofetch. Bine, nu merge neofetch, ok. Apt-install cinnamon. Nu merge nici cinnamon-ul. Mi se pare că nu are internet, dacă nu mă înșel eu. ping-t.google.com. Minus T la Windows. Da, nu are internet pentru că, exact cum am spus la începutul clipului, merge în prea multe mașini virtuale și nu și-a luat internetul. Dar, eu zic că este ok. Asta are internet. ping-google.com. Da, nu și-a luat internetul. Dar, putem să rezolvăm asta foarte simplu. Shutdown, yes. Vreau să o opresc. Network, uite aici avem. Editare. Dar, exact cum am spus, nu putem să modificăm pentru că nu avem opțiuni. De ce nu avem opțiuni? Cum am spus, eu merg pe o mașină virtuală, am făcut o altă mașină virtuală, VirtualBox, și acum încerc să mai fac încă o mașină virtuală, adică 3. Da? De aceea nu merge. Dar, stați liniștiți, va merge. Ideea că avem un Linux și dacă vreau să pornesc și un Arch Linux, pot porni liniștit. Asta înseamnă container, după cum ați văzut, Arch Linux s-a instalat așa, la click. Debianul puțin mai greu, pentru că trebuie să-și ia de pe ISO. Da? Eu recomand să vă luați, uite de aici, intrați la local.pve, CT templates, template și, de exemplu, ce vrei? Vrei Ubuntu? Pac, nicio problemă. Uite, luăm 21.10, da? Download. A început acum să se descarce cât 120 de mega, da? După cum observați. Va merge foarte, foarte repede. Foarte repede. Mă rog, dacă aveți internet, va merge repede. Mie, în momentul de față, mie merge internetul mai greu. Și pe urmă, după ce s-a pus aici Ubuntu, dați create CT, aveți Ubuntu și de acolo instalați voi practic ce doriți, cum ar veni, cum ar fi un desktop environment, un etc. Asta este sfatul meu. Vreți ISO templates, adică Windows, etc. Dați upload din calculatorul vostru, pentru că automat o să rulați un sistem de operare. Uploadați ISO-ul, instalați-l, dați la calculatorul vostru pe care aveți instalat Proxmox-ul să buteze de pe partiția cu sistemul respectiv. Când va buta, va buta direct sistemul. Uploadați ISO-uri și pe urmă, bineînțeles, dați restart sau intrați de pe telefon din nou, configurați, vă faceți alt sistem și butați ce vreți voi, oricând, doar la click. Cam asta este tutorialul. Nu cred că o să mai așez să mai descarc și Ubuntu, pentru că după cum o să vați internetul meu, cred că a picat în momentul de față. Nu, n-a picat. Avem 1 minut 40. Și da, cum vi se pare? Sunt curios de ceea ce ziceți voi în comentarii. După cum observați, un consum de RAM nu am avut foarte mare, am mers chiar cu două odată. Am avut odată network traffic, pomă încă un pic și pomă încă un pic, da? Nu avem, uite, RAM usage, cel mai mult mi-a consumat 2,89 de giga, adică foarte puțin din punctul meu de vedere, da? Cam asta a fost pentru astăzi. Uite, mai are asta încă un minut ca să vă arăt. Și v-am spus, scrieți-mi într-un comentariu ce părere aveți voi. După cum observați, în momentul de față, PVE-ul, da? În momentul în care eu am două distribuții rulând, da? După cum le vedeți, eu am un CPU usage de 1,19%, da? Ce mai mare, bă, că a fost 1,19%, în condiții în care CPU-ul meu este blocat la 2200 de GHz, după cum știți. RAM usage 35,72%, adică mi consumă 2,77 din 7 GB cu două distribuții rulând. HDD space 3,4 GB din 4,59. Da, mai avem aici, am uitat să vă arăt, VM disk. Mai avem aici 16 GB available. Available înseamnă că în momentul în care el cere, acel spațiu se va mări.
Da? Avem, după cum vedeți, un CPU de 4, da? Pe un singur socket, dacă am fi avut 2 sau 3 noduri, s-ar fi văzut pe câte socketuri, da? Kernel version 5.13 avem noi, în momentul de față, și cam asta este server load-ul, etc. Văd că s-a terminat Ubuntu, așa că haideți să dăm create CT, să mai creăm încă o mașină virtuală în mașină virtuală în mașină virtuală. Parola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da? Template. Ubuntu. Disk. 8 GB. Da? CPU. Îi dăm 2. Memory. O să-i dăm 2056 cu 1024. Dau un exemplu. Aici la network nu-mi dă foarte multe opțiuni din cauza că, v-am zis, deja rulează într-o mașină virtuală. Da? După cum observați, nu o să mai fac nimic, nu o să mai pun pauză ca să vedeți voi. Da? Task OK, după cum vedeți jos aici. Dau close și mă duc aici la CT102. Nu acum. Start. Da? Deci dăm start de aici. După cum observați, durează root 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și iată Ubuntu 21.10. Ia să vedem, ăsta are internet? Nu are. Pentru că da, internetul meu este șmecher. dar hei, avem Ubuntu 21.10. Sper că nici nu ne ofeci. Nu, nu avem. Nu. Clear. Un name-a. Titi. Bă, ce face? Cât proc CPU info. Da? Și avem. Mi-a recunoscut și procesorul, după cum vedeți. Totul. Totul este perfect. Dar, repet, nu am internet din cauza că am problema asta cu virtualizarea în mai multe virtualizări, dar vouă o să vă meargă, stați liniștiți, fără griji. În momentul de față avem, ca să terminăm repede scurt, avem 3 distribuții rulând, iar noi avem doar un 2,90, 1,52, pardon, la sută din CPU ocupat. RAM usage 2,81 din 8 GB. Eu zic că este super bine cu 3 distribuții rulând. Cam asta a fost tutorialul de astăzi, prieteni. V-am găsit la o cafea. Bună cafeaua dimineața. Spuneți-mi în comentarii ce părere aveți. Dacă v-a fost de folos, ce idee aveți? Eu am o idee, de aceea au venit aceste SSD-uri. Vi le mai arăt încă o dată. Ia să încerc eu să-l fac. Dar nu o să se vadă cine știe ce. Dar, da? Deci, au venit atâtea SSD-uri de la Samsung, toate sunt de la Samsung, hai să fac așa ca să se mai vadă. Am eu niște idei să fac un mega computer, să zic așa, dar ușor, ușor, da? Ce părere aveți, ce idee aveți, cum am spus mai devreme, și cum vi se pare toată chestia asta? Vi se pare ușor, vi se pare greu? Chiar sunt curios să citesc comentariile voastre, așa că până la viitoare, ce să zic, eu sunt băiatul cu Linux, Alex. Știți că eu am o vorbă, nu? Până la viitoare, rămâneți creativi. Pa, pa!